tot ger, dar ceva mai blând comparativ cu ultimele zile. Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, la noapte, cu temperaturi minime ce vor fi cuprinse între minus 20 și minus 10 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros și doar pe arii restrânse vor mai fi ninsori slabe în prima parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. În zonele joase, izolat, se va forma ceață asociată cu depunere de chiciură. La Brașov, noaptea va fi geroasă cu o minimă de minus 12 grade Celsius. Cerul va fi parțial acoperit. Joi, vremea se va menține rece în toate regiunile, geroasă, în centrul, sudul și estul țării. Cerul va fi temporar noros și va ninge în general slab, la munte. Va crește probabilitatea de apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ploaie și a depunerilor de polei. Vântul va avea unele intensificări cu rafale ce vor depăși 60-70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade Celsius. La Brașov, joi, vom avea vreme rece și o maximă de minus 8 grade Celsius. Cerul va fi acoperit și va ninge.